Parte a 11. Dacă e ultima sau penultima, drumul către Poiana Dragostei. Uite aici, lângă mere, pădurețe. Uite, mă rog, pădureț. 60%, cât de pădure, uite, le-ai. Aici e drumul. Nu știu, am pierdut călarea cu semnul roșu, marcaj. Și am ieșit în drumul ăsta prin ei, am și urcat. Semnul e aici undeva, am văzut. Deci aici o cobor, capătul bucer de vinoase. Vom pe aici, să vă arăt exact, ca să nu vă pierdeți marcajul, văd că merge pe aici, așa în sus. Și pe aici am intrat eu. Aici o cobor chiar pe drumul ăsta de cărări. O să nu mai văd cu oile, ci că erau ciobani și cu oia. Am văzut că azi rămân România, așa, țara ciobanilor. Știi, fost într-o dată o fată, zice, crezi în marțieni? Da, în ciobani, da, ce să ia? Ia, ștece-ți marțieni, nu ștece-ți cine-ți ciobanii, da. Asta e lumea care trăim. Uite aici marcajul, pe piață. Marcajul de Petra Craivi, da. Așa că morșii, veniți pe aici, pe drum. Pe lângă cabana asta de aici. Uite o cabanuță mică aici. Poate să pun în poze. Ca să știți că pe lângă ea, pe lângă gardul ăsta, pe aici așa în sus și aici alta stânga, în pădurea asta sau în față, după marcaj. Eu l-am pierdut un pic, dar a zis că a venit pe el moșii. Na, vorba aceea, suntem în Transilvania, omul se mai pierde. Da, bine. Veniți, coborâți cu mine spre ura lumii acestea. Nu știu de ce n-avem iubire, că iubirea e cea mai frumoasă, cea mai curată. Cea care îți dă putere, îți dă răbdare, îți dă chef de lucru, de muncă, de viață, de orice, de tot. Căpița de fân. Eu nu pot să înțeleg, nu? Nu pot să înțeleg de ce nu ne iubim ca frații. Că la ce ne ajută dacă avem dragoste, dacă avem ură? La ce ne ajută ura? Ce? Ziceți-mi. Ce câștigi dacă avem ură, ha? Ce? O bolunzală la cap. Aia câștigi. Uite că au făcut din ăștia baloți. A, vedeți? Pe lângă căsuța asta așa mică, frumoasă. Ia să fie și aia vedetă. Da. Veniți face pe drumul ăsta Spartus. O să-l pui pe la rând dacă... Păi, până asta dragoste, trebuie să fie drum frumos, mă. Să vină de toată lumea aici, din... Toți marțienii să vină aici să vadă Poiana Dragostei, că Dumnezeu ne iubește această lume și iubește România. Pentru că aici, părerea mea, este cel mai fain om, sincer. Mă râdem și glumim, dar cel mai fain om. Ai văzut acolo, nu știu că ați văzut, dacă poate am făcut o poză. Lăsa cineva și cheia în ușa, aici lasă tot ce ai pe masă, mai bun. Chiar m-am invitat cineva să mănânc la masă, l-am întâlnit și l-am invitat la masă. Asta e partea raiului. Da. Nu știu ce bobe sunt astea. Nu știu. Nebunele, poate, habar nu. Poate știți voi să dați acolo în coment, să scrieți ce o fie astea roșii, așa. Da. Mai filmez până aceea la Troiță, ca să vedeți de unde am pornit, să nu vă pierdeți, să nu spuneți că vorba aia nu v-am filmat tot. Am filmat aproape tot. Mai trebuie un pic de memorie. Na. Sper să le pun videourile astea. Și să am multe like-uri, moșii, nu dislike-uri. Că dislike e plină lumea. Dislike, disbloc. Ce să zic? Doamne, miliește-ne pe noi și lumea ta, nu? Asta e arma cu care ne ducem în rai. Că viața e scurtă, și dacă ai trăit 1.000.000 de ani, tot mor. Ok, iară gunoi. Hai, mă, trebuie să strâng un uit pe voi, mă. Toată vă iubirea, mă. Eugenia. Cum te cheamă? Ceva dulce, Eugenia, napolitană. Biscuiți. Da. Asta închisă poarta asta. Bine, Hristos a... De asta a venit pe lume. S-a născut dintr-o Fecioară Maria. Fecioară curată. Un om curat. A trăit până la 33 de ani. A fost omorât pe cruce. A făcut multe minuni. Asta parcă-s nebunele, da. Sigur, sunt nebunele, sigur. Nu mâncați de asta, că nebunism mâncam așa pensia.
Deci a murit Hristos pe cruce și a birit moartea, a ajuns în iad ca să scoată pe Adam și pe Eva și pe toți strămoșii de acolo, că ei ce-au păcătuit, s-a închis raiul. De asta pământul este blestemat, pentru că au greșit moșii. Au greșit. Da, mergem pe cel pe drumul de la cruce să vă arăt. Aici e drumul care coboară în sat, la Dubucerdea. Aici lângă un saivan roșu. Deci, da, ăsta e peisajul. Drumul ăsta care merge în sus, ăsta merge la Pana Dragoste. Poate vin, nu știu, trăpitoare, sper să mai vin, să sunez aici să pun, să scriu așa cu marker ceva. Pun de asta, un grafite. Aici e o vie, cer, pentru că suntem în țara vinului, nu? România. A, uite, e o casă aici, uite, vis-a-vis. De la casa asta, luați aici, în dreapta, ori pe drumul ăsta, ori pe celălalt. Dar cel mai mult repere, această cruce frumoasă aici, pusă. De asta vine la răspântii de drumuri să e pus o cruce foarte frumoasă. În 2010, făcută Domnul Hristos. Suntem în preda Sfintei Cruci, astăzi este dovania, adică încheierea înălțării Sfintei Cruci. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta. Da. Aici voi încheia și eu filmarea. Ce să zic? Numai bine rău la nimeni, să aveți iubire, că restul vine și revine. La revedere, toate cele frumoase din Transilvania cu dor. Emanuel vă pupă cu amor. Cu umor.